Un stil de viață sănătos, căldură mare, mon cher. Domnule profesor, văd că ați sosit și cu, și cu pălărioara astăzi, așa ați venit, da? Și pun ca să vadă toată lumea că așa trebuie să se umble vara pe soare. Stați un pic așa, lăsați prin planul acesta, pe... lăsați prin planul, vă rog eu frumos, nu pe mine, pe domnul profesor Hâncu. Așa, 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 nu scoatem nicio vorbă. Deci pălăria trebuie să însoțească omul în soare, da. Tot așa cum umbra însoțește omul în soare. Dar vă stă bine, domn profesor, vă stă bine, pe cuvântul meu. Corect. Da. După dar, care ți-o dai jos atunci când nu mai ești în soare. Da, acum sunteți în alt soare, alături, adică putem să-i spunem așa, la cererea publicului, continuăm discuția de data trecută. Da, care, chiar la... Păi nu, eu știu foarte bine. Laudelor. Telefoane, e-mail-uri și cei mai drăguți sunt cei care te opresc pe stradă. Aceia sunt cei mai... Și mulțumesc foarte mult acelor telespectatori care sunt onești față de noi și ne privesc toate emisiunile alături de noi și de data aceasta doamna conferențiar dr. Simona Nicoară, specialist în oftalmologie. Sărut mine, doamna doctor. Bună ziua. Mulțumim că ați venit alături de noi și astăzi și doamna doctor Florina Raica, pe dermatologie specialistă. Bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație. Și domnul profesor Nicolae Hâncu, care mulțumește, membru de onoare al Academiei Române, la Academia Română se primește câte o pălărie din asta? Nu, dar toți cei care de vin de la o anumită vârstă. De la o anumită vârstă? Da, da. Și așa cum știm noi... Mai ales că în București sunt călduri și mai mari. Academicienii sunt de la când o vârstă. Când am sosit vineri pe Otopeni, venind de la Pitești, am coborât... Iarăși ați fost în delegații? Am coborât și erau 37 de grade. Dați-vă seama, noi acum aveam 27-28, ce la ora asta... 37 unde pe Otopeni? 37 înainte de a intra... în Otopeni. Așa, pur și simplu, când am coborât dintr-o mașină bine climatizată, a fost șoc, așa. Bun, și ce face un medic când, că dacă vine, vine un civil, îl pleznește pur și simplu șocul acela și ăla ce face? Ăla, săracul, se duce la cabinetul de prim ajutor din Otopeni. În primul rând trebuie să te ferești de căldură, să cauți când mergi zonele umbroase, să nu ieși la anumite ore decât dacă ești la doi pași de parc, cum am făcut eu azi la prânz, vă rog, cu soția mea. Dacă ai treabă, ieși și te ferești și faci tot posibilul ca să găsești părțile cele mai ferite de soare. Dar ești în soare. Dar și dacă nu ești în soare... Am înțeles. Data trecută am discutat, tema a fost să ne protejăm pielea și ochii. Astăzi, da. Aceeași tema. Să-mi continui ideea. Partea a doua. Colegele mele spuneau că și dacă nu este soare, dar este căldură mare, razele ultraviolete pătrund, chiar dacă ești sub un cord, nu? Trec prin stratul de nori, bineînțeles. Trec prin stratul de nori. Prin geam. Bun. Stimate doamne, am putea pe scurt, să recapitulăm cam despre ce am discutat data trecută? Da, sigur că da. Și de acolo să demarăm discuția noastră de astăzi. Sunteți de acord, domnule profesor? Da, corect. Da, mai ales că ziua de astăzi este mai bine aleasă după mine, fiind cea mai lungă zi din an, cea mai lungă perioadă de timp în care suntem expuși luminii solare. 20 iunie 2016, cea mai lungă zi anului. Azi, nu mâine. Astăzi. 20-21, nu 21-22. Eu am verificat. Dar rămâne să mai verificăm. Un astrolog, un astronom. Ne găsim într-o perioadă foarte frumoasă, pentru că practic începe iarna de mâine poimine, se scurtează ziua. Dacă tot a pomenit de dată doamna doctor, atunci trebuie neapărat să precizezi, deși n-ar trebui deja, telespectatorilor noștri care ne vizionează emisiunea duminică, că această emisiune în premieră este pe TVR Cluj, într-o sfântă zi de luni, după care duminica care urmează, de fiecare dată, plus reluările de rigoare după această dată. Deci, despre ce am discutat data trecută? Am discutat în ceea ce privește ochii. Okay. Ne-am limitat data trecută la efectele luminii solare asupra structurilor superficiale. Cornee, conjunctivă, insistând asupra arsurilor, care reprezintă efecte imediate
ale luminii solare asupra ochiului și care nu sunt atât de grave. Ele, în imensa majoritate a cazurilor, se vindecă în câteva zile, deși au o simptomatologie foarte deranjantă pentru pacient. Puțin vreau astăzi să intrăm mai în profunzimea ochiului și să sensibilizăm telespectatorii noștri că lumina solară poate afecta ochiul și în interior, în profunzime. Bun. Și mă refer aici... Și data trecută ai vorbit ceva despre acel om care a participat... Da, dar acela a făcut o arsură corneană, arsură, deci corneană superficială, da, tot și-a dat seama imediat de ea și s-a tratat, mă rog, a pierdut titlul de campion mondial în acel an, dar și-a recăpătat vederea. Deci avem despre ce discuta și astăzi. Da, dacă ne referim la efectele profunde ale luminii, acestea nu se văd imediat după expunerea solară, ele se contabilizează în timp. Așa cum a spus doamna așa doctor, cum a spus data că, trecută, da, exact. Ca și contorul. Ca un contor, da. Deci și la nivelul ochiului se întâmplă același lucru. La nivelul cristalinului și, mai periculos decât aceasta, la nivelul retinei. Marcule, din coace... Am vorbit despre? Despre riscurile pe care le induce o expunere prelungită la soare vis-a-vis de incidența cancerilor de piele și, în primul rând, despre incidența melanomului, despre cum putem să ne protejăm de soare pentru a evita aceste riscuri și asta înseamnă, în primul rând, să evităm orele de vârf, să căutăm umbra, să utilizăm echipament de protecție, tricouri cu mânecă lungă sau cămașă cu mânecă lungă, pălărie, iar pe bucățile de piele neprotejate să utilizăm creme fotoprotectoare. Și ați pomenit, doamna doctor, data trecută de niște materiale mai sofisticate. Da, cu filtru UV precizat, măsurat. Sigur că dacă nu avem acces la astfel de produse, este bine să folosim și haine obișnuite. Dar sunt de evitat hainele foarte transparente, da? Țesăturile foarte fine, transparente, nu realizează un filtru corespunzător. Deci noi doi cu domnul profesor nu intrăm în această categorie acum, deloc, pentru că e un material foarte... Dar nu e chiar transparent. Nu e transparent, e in, dar nu se poartă vara. Nu se poartă. Se poartă, dar nu este suficient. Depinde cât de mult stați în soare, depinde de ora la care vă expuneți. Dacă v-ați plimbat 3 ore la prânz cu cămașa aceasta, există riscul că chiar și sub cămașă să fie... Sub niciun motiv. E cel mai corect să evităm. Ajungem la un subiect sau o parte a temei noastre care... despre care n-am vorbit nimic data trecută și chiar mi s-a atras atenția, și anume, de fapt, omul, copiii, apoi tinerii și adulții, cât trebuie să stea să se expune soarelui? Pentru că, de exemplu, se știe că razele solare sunt extrem de importante pentru sănătatea osului, sunt extrem de importante pentru riscul cardiovascular, pentru sănătatea inimii și a vaselor. Efectul asupra vitaminei D și vitamina D, cum influențează bolile despre care am vorbit sau riscurile de a produce bolile respective. Și atunci, cât trebuie să stea, cam care sunt normele din punct de vedere al pielii și apoi la ochi? Depinde de fototipul pacientului, adică de cât de închisă este culoarea pielii. Un pacient cu o piele mai deschisă la culoare are nevoie de un timp mai scurt de expunere la soare pentru a-și sintetiza necesarul de vitamina D față de un pacient cu un fototip mai închis, un pacient brunet, spre exemplu. Se consideră în zona noastră de expunere că o expunere de 10-15 minute este suficientă zilnică a zonei feței, decolteului și antebrațului, este suficientă pentru sinteza vitaminei D. Deci nu e necesar să stăm o zi întreagă la soare ca să ne sintetizăm vitamina D. Acum, să nu ne imaginăm că aceste preparate de tip cremă fotoprotectoare filtrează toată cantitatea de UV-uri care ajunge pe piele. Prin ele trec o parte dintre ultraviolete și ne stimulează pielea. S-au făcut studii care au demonstrat că pacienții care au folosit în mod corect tot timpul anului preparate de tip fotoprotector nu au avut scăderi semnificative a nivelului vitaminei D. În orice caz, nu trebuie să cădem nici în extrema cealaltă. Soarele nu este un dușman. Suntem ființe diurne. Exact. Am fost creați să dormim noaptea și să avem activitate în timpul zilei. În mod evident avem nevoie de soare și din punct de vedere psihic avem nevoie de soare. Și atunci,
calea de mijloc, ca în orice în viață, este cea de urmat. Este vorba de faptul că noi suntem o populație care trăim într-o țară cu climă temperată. Chiar dacă spun geografic că peste 30 de ani vom fi sub tropicali. Adică vom fi ca și Grecia actuală. Deci e vorba de populația României. Pentru că cei din nordul Europei, de exemplu, au nevoie de mai mare expunere la soare și, de fapt, ei sunt sub expuși. Da, dar există și anumite, vedeți, de exemplu, în oftalmologie, boli legate de climă. Cei din nord fac anumite boli oculare. Da, sunt niște exemple. De exemplu, există un tip de glaucom care a fost descris în Suedia. Se numește prin exfolierea capsulei cristalinului. Mă rog, nu intru în detalii. Care este semnificativ incidența lui mai mare la populațiile nordice. Dar tocmai prin expunerea la anumite tipuri de, și prin faptul că ei au ochi deschiși la culoare, reprezintă o rasă, o etnie mai puțin protejată prin pigment. Da, sunt cei caucazieni, ca și noi. Da, 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 sigur. Dar și în cadrul caucazienilor există diferențe referitor la prevalența unor boli legat de gradul de pigmentare a ochiului. Aceasta, pe urmă, degenerescența maculară legată de vârstă, pe care am atins-o așa puțin. Bun, hai să începem cu degenerescența maculară. Da. Vorbeam înainte... Da. Un element foarte important care reține în mod natural... Da, spune-te, rog, ce este macula, în primul rând? Macula este porțiunea centrală a retinei. Este locul unde se formează imaginea, dotată cu celule cu conuri, așa se numesc ele, responsabile pentru vederea colorată și pentru perceperea detaliilor. Răspunde de acuitatea vizuală, cât de bine vedem. Deci este cea mai importantă, cea mai sensibilă parte a retinei. Natura funcționează cel mai bine, după mine, și a dotat ochiul cu un filtru numit cristalin, care are și alte roluri în ochi, nu numai acela de filtru, filtru UV. El reține radiațiile UV și atunci protejează regiunea maculară. Cristalinul copiilor este perfect transparent, deci ei sunt mai fragili la acțiunea UV-urilor. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, mă rog, filtrul acesta devine mai eficient. Problema este că atunci când se operează un ochi de cataractă, spre exemplu, noi îndepărtăm acest filtru UV. Și în urmă cu mulți ani de zile, când progresele nu erau atât de mari ca astăzi și nu existau implante de cristalin și nici implante dotate cu filtre UV, ochiul rămânea fără acest filtru și se constatase o creștere a degenerescenței maculare legată de vârstă la pacienții operați de cataractă. Și prin îndepărtarea acestui filtru UV, vederea lui devenea în același timp mai albăstruie, pentru că nu mai era cea mai bună dovadă a faptului că radiațiile albastre nu mai erau ultravioletă în domeniu cu lungimi de undă scurte, nu mai erau reținute de nimic. Deci la expunere, dacă am înțeles bine, doamna doctor, cei care au pielea mai închisă la culoare sunt cu ceva mai protejați. Desigur. Cei care au pielea mai deschisă sunt mult mai expuși. Mult mai expuși. Bun, și atunci... Asta e punct de vedere al ochiului. Funcționează această moștenire de la natură și în cazul tegumentelor? Fără doar și poate. Incidența cancerului de piele este mai mare la pacienții cu fototip deschis, la cei cu piele albă care se ard ușor cu ochii albaștri și este mai mică la cei cu un fototip foarte închis, dar nu este zero. Inclusiv populația de culoare are un risc. Sigur, asta nu înseamnă că o persoană cu ochi căprui, cum sunt eu, nu poate să facă degenerescență maculară legată de vârstă. Are legătură și cu frumusețea ochilor? Nu pot să vă răspund foarte clar. Are legătură, în schimb, cu și alimentația, se pare. Așteaptă un răspuns foarte, da, foarte precis, exact. Are legătură, în schimb, cu alimentația. Alimentația? Da, cu alimentația. Se pare că o alimentație bogată în vitamine, aici dumneavoastră ne puteți lămuri mai bine, protejează. Sigur, aceștia sunt factori nu determinanți, sunt factori de risc, factori asociați. Singurul factor cert este înaintarea în vârstă. De aia se și numește degenerescența maculară legată de vârstă. Și de ce conduc discuția spre această boală? Pentru că deocamdată în această afecțiune nu există un tratament. Dacă la cataractă... Nu mai prevenire. Aici vreau să ajungem. Vorbeam noi în culisele emisiunii, da, despre cartea de la San Michele scrisă de Axel Munte.
în care el lucrând foarte mult la celebra lui casă, care există și acum este casă-muzeu în Capri. În momentul când a început să-și piardă din vedere și a adus aminte cum localnicii mai vârstnici de acolo, el lucrând tot timpul la casă, îi spuneau, ferește-te de lumină, ferește-te de lumină. El probabil avea ochii închiși la culoare, fiind meridional. Nu știu cum arăta. În orice caz, el, din câte știu, era suedez. Și dacă era suedez, da, era suedez, el a și fost membru al adică medicul familiei regale. Și când am vizitat casa lui, arăta o fotografie de-a lui împreună cu ambasadorul Suediei. Da. Dacă un suedez care a trăit în alt mediu. Și a trăit foarte mult și era un tip extrem de... Probabil că dacă am trăit vreo 400 de ani, am face toți degenerescență maculară. Știți? Și atunci pierderea vederii prin degenerescența, deci prin degradarea părții cele mai importante din retină... Dar se știe că prin aceasta și-a pierdut vederea? Sau nu se știe de ce și-a pierdut vederea? Ba da, era aproape orb. A murit pe într-una din gările din Paris, așteptând să ia trenul și apoi vaporul să se întoarcă la Capri. Acolo, da? Deci mult peste 80 de ani, aproape 90 de ani. Africani, care sunt tot mai puțin la număr, pe vremuri erau foarte mulți aici, în special la UMF, nu? Da, da. Erau foarte mulți la număr. N-aveau chiar așa de mari probleme într-o perioadă în care ne aflăm noi acum, adică iunie. Sigur, spre ei iulie. Sunt mai protejați decât suntem noi, în mod natural. Până la urmă sunt mecanisme adaptative. Ei au și natura lucrează în favoarea omului. Natura dorește să ne salveze. Da. Eu mi-aduc aminte când m-am dus pe Valea Nilului într-o excursie, pe măsură ce mergeam spre sud, populația devenea din ce în ce mai închisă la culoare. E o dovadă clară a faptului că natura dorește cu orice preț să ne... Da. Să ne ajute. Să ne ajute. Noi, din când să vedem cât de vigilenți, cât de atenți sunt telespectatorii noștri și în această zi. 0264420135 cu tarif normal, doamnelor și domnilor. Puteți să ne sunați, avem specialiști de marcă. Da, au și afișat colegii, foarte bine. Puteți să ne sunați cu precădere pe tematica emisiunii, adică să ne protejăm pielea și ochii. Avem doi specialiști remarcabil în platoul emisiunii noastre de astăzi. Mai am eu o întrebare. Profesor Hâncu, care vă răspunde și la... Legat de expunerea la soare copiilor, cât este sănătos să stea copiii? La ora actuală se consideră că copiii până la 6 luni nu trebuie expuși deloc la soare. Da. Sau cât mai puțin posibil și atunci protejat. În rest, nu există în mod actual, la momentul actual, nu există recomandări clare vis-a-vis de cât trebuie expus un copil la soare. Recomandarea este să încercăm să ne protejăm. Acum, sigur că dacă ieșim la plimbare cu copilul dimineața, la ora 8:30-9 și stăm o jumătate de oră, nu este absolut necesar să acoperim pielea expusă cu un fotoprotector. Totul depinde de momentul zilei în care ieșim, de cât timp stăm afară, de unde ne plimbăm. Dar în general, recomandarea este atunci când stăm mai mult de jumătate de oră și când, mai ales când stăm în intervalele între 10:30-11 și 4:30-5, să protejăm pielea. Ce mai? În ultimele zile am văzut cu această mini-vacanță, care este obișnuită deja la noi, cu multe mini-vacanțe, da? Pe litoral, am văzut chiar astăzi pe fluxul de știri, video, bineînțeles, am văzut familii cu foarte mulți copilași. Da. La orele respective. Care probabil nu stau 30 de minute. Ei nu stau, dar ei nu stau de loc. Problema e că un copil nu o să-l vezi niciodată stând la soare. El este în activitate. Stând nemișcat, ai vrut să spun. Este expus. Sigur că da, dar nu este într-o asemenea măsură cum se întâmplă la o doamnă care stă la soare în mod expres ca să arate mai bine. Nu? Deci nu că asta n-ar însemna să-i protejați. Sigur că trebuie protejați și ei, mai ales în apă, unde nu sunt și mai ales, chiar la adăpost. Da, și mai ales pentru că se pare că arsurile solare din copilărie au cel mai mare impact asupra riscului de cancer la vârsta adultă. Deci din copilărie, de vedere acel contor pe care l-ai pomenit. Exact. Având în vedere faptul că sunt mai fragili la această vârstă față de o persoană adultă. Pielea lor este mai puțin capabilă să se protejeze. Ne-ați dat o știre cam
cam nasoală, așa cum se spune pe la noi. Doamna Maria din Gherla, sărut mâinile! Bună seara! Domnilor doctori, am o problemă cu toți trei. Vreau să vă rog ceva. În urmă cu un an jumate am vorbit cu domnul doctor Hâncu și am spus că am o problemă cu picioarele. Nu-i legată de emisiunea noastră de acum. Vă rog să mă scuzați că n-am putut să vă prind până acum. Așa se întâmplă. Și v-am spus că am niște arsuri la picioare. Domnul doctor Hâncu mi-a spus că se poate rezolva cu ceva medicamente. Eu am fost până acum la 4 neurologi. Mi s-a făcut EMG-ul și mi-a spus că mi s-a afectat nervii posteriori. Am făcut tratament de la tot 4 medici până acum. Acum mi-au amortit și degetile de la picioare. Vă rog să-mi spuneți, am șanse să pot umbla, că acum mă afectează și la umblat, sau nu am șanse? Când ați fost văzută ultima dată de un neurolog? De vreo lună de zile. V-a făcut și RMN și examinări mai speciale? RMN n-am făcut. Pentru că, din ce spuneți dumneavoastră, s-ar putea să fie o problemă care ține de coloana vertebrală, de măduva de acolo, și nici de cum nu se rezolvă la o emisiune ca aceasta pe care o avem noi acum, decât că vă recomandăm cu toată insistența să mergeți din nou la neurolog, să-i spuneți: uite, nu mă simt bine, mi-au apărut probleme și la degete, mă împiedică și la mers, și să reluați explorările. Cu alte cuvinte, RMN-ul sau tomografia computerizată sunt lucruri extrem, extrem de importante, care, mă rog, până acum n-au fost puse în evidență, dar de acum s-ar putea să fie importante și s-ar putea să fie puse în evidență. Deci, mergeți la neurolog, eventual, dacă nu vă place, schimbați neurologul și acordați maximă importanță. De ce vă spun? Când lucrurile se accentuează și o problemă care era supărătoare devine și mai supărătoare și vă împiedică la activitatea de zi cu zi, atunci neapărat trebuie să reluați toate analizele. Faptul că până acum a fost bine nu este o garanție că o anumită boală progresează sau nu progresează. Dar mai ales progresează. Am luat foarte multe medicamente, da, nu le pot spune la televizor care le-am luat și n-am avut niciun rezultat. Medicul neurolog m-a consultat și la coloană, da. Mi-a zis că nu-i probleme de la coloană. Nu-i problemă, el v-a consultat așa cum se consultă într-un cabinet. Consulta acesta nu-i destul, trebuie neapărat să faceți ce v-am spus. RMN-ul sau tomografia computerizată. Da, bine? Vă mulțumesc. Și tare vă mulțumim dacă ne dați și un telefon să ne spuneți rezultatul analizelor. Bine? O să încerc. Multă sănătate vă dorim. Sănătate, sănătate, bine. Da. Fiecare cu problemele lui. Sunt boli care se instalează lent. Prin contorizare. Asta mi-a plăcut la nebunie ce a spus doamna doctor de data trecută. Cred că se poate transpune la mai toate specialitățile. Și cu ochii, adică și oftalmologic, dermatologic și toate celelalte, cu această contorizare. La noi în diabet și în bolile metabolice în general, a apărut o noțiune nouă în ultimii ani, și anume se numește memorie metabolică. Memorie metabolică înseamnă că... Nu, ce ne încurcă pe noi asta? Cum? Ce ne încurcă pe noi oftalmologii memoria asta metabolică? Memoria metabolică trebuie privită și în sens pozitiv și negativ. În sensul pozitiv este următoarea. S-au făcut niște studii extrem de vaste și extrem de costisitoare și s-a constatat la persoane cu diabet și de tip 1 și de tip 2 că dacă se face un foarte atent control al zahărului, al glicemiei, timp de 3, 4, 5 ani, și la un moment dat s-a întrerupt studiul, și ei trec prin
pe terapie normală, deci o terapie care nu mai este intensivă. Adică, cu alte cuvinte, dacă până acum era vorba de a controla zahărul să fie tot normal, în jur de 120, 100, 120, se acceptă să fie un pic și mai mare, să fie 140, 160, glicemia bazală. Pentru că nu mai ești participant la un studiu, la o cercetare, ci faci parte din tratamentul din viața reală. Da. E bine, s-a reluat după 10 ani observarea celor persoane și s-a constatat că cei la care s-a aplicat o terapie intensivă aveau mai puține complicații cardiovasculare decât cei care în perioada respectivă nu au urmat terapie. Mecanismele se știu. Nu sunt genetice, sunt epigenetice. Am mai discutat noi despre aici ceva. Aici este și reversul. De ce vă încurcă? Asta este memoria pozitivă. Memoria negativă. Memoria negativă este altfel. Da, vine un pacient cu stadii foarte avansate de retinopatie diabetică, trebuie operat, trebuie tratament laser, mă rog. El, la ora la care ni se adresează, este foarte bine controlat. Și nu înțelegem de ce noi, făcând ce trebuie, corect, ca la carte, și el, având toți parametrii normal, în limite normale, merge dezastruos. Și când începem să-l luăm la o anamneză mai amănunțită, aflăm că el de fapt nu-și tratase diabetul vreo 5 ani, că a fost foarte dezechilibrat din acest punct de vedere o perioadă înainte. În acest sens este memoria negativă. Deci la ora actuală e totul ok. Complicațiile diabetului nu evoluează bine, în ciuda faptului că totul e bine. Memoria metabolică negativă. Sunt bine actual, dar au fost ani de zile în care el și nu s-a tratat. Și asta se pare că nu poate fi ștearsă. Anumite modificări se transmit și se transmit de generație în generație. E motiv de mare frustrare pentru... De aceea, încă o dată revin... și poate că anunțăm emisiunile noastre de la toamnă, prevenirea diabetului și a complicațiilor, o mare, mare, mare provocare pentru noi, având în vedere că s-a afirmat în urmă cu câteva zile că epidemia de diabet și de obezitate este cea mai mare epidemie din istoria umanității. Fugim până... Ori așa ceva imediat, da. Așa ceva nu poate fi controlat decât prin prevenire. Dar pentru aceasta avem nevoie de câteva ședințe, câteva emisiuni, ori astăzi este penultima emisiune. Înainte de reluări. Emisiune mea în continuare. Emisiune live. Așa este. Din toamnă vom începe să discutăm despre aceste lucruri. Fugim până în Maramureș la domnul Gheorghe. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. Poftiți. Domnul doctor, o întrebare am avea, dacă ne puteți răspunde. Soția are probleme mai multe feluri și are și cu diabetul și de informație am trebuit să fi cum laptele de capră la boli, nu încurcă laptele de capră la diabet pentru creșterea glicemiei sau grăsimi și colesterol. Eu n-am înțeles, laptele de capră? Da, dacă e indicat la diabetici. De casă sau de capră? De capră. De capră, de capră, da, n-are niciun fel de contraindicație. Poate fi folosit. Dar câte pare de lapte bea pe zi? Nu mai mult de două. Ce bea? Nu mai mult de două pare. Sau pahare pe zi? Un pahar este exact ca acesta pe care îl vedeți. Am înțeles. Nici de cum să nu pună laboșul cu lapte la gură, adică cratița cu lapte la gură, laboș pe termen ardelenesc și să o termine. Sub niciun motiv. Deci laptele de capre, exact ca și laptele de vacă, este bun. Bine? Da. Ați înțeles? Da, da. Bine, sănătate multă. Da, de ce două pare, domnule profesor? Pentru că asta este... Astea sunt porțile... Păi de toată lumea... Unul, maxim două pare. Nu vorbesc de medici. Dar lumea zice, dacă bei lapte, e sănătos. Bea un litru, doi pe zi. Da, sigur. Aici vreau să ajung. Și am ajuns. Și mă contraziceți? Porția de lapte, poate să fie lapte sau iaurt sau chefir sau sana, da, nu mai mult de două pare pe zi. Deci nu mai mult de 400 ml pe zi. Indiferent dacă ești diabetic sau nu. Da, sigur, n-ai nicio legătură. Bun, nimic. La un moment dat s-a pus problema alimentației sănătoase și
ochii și am să trec la doamna doctor din coace cu aceeași tematică, alimentația sănătoasă și pielea. Există vreo legătură? Sigur, o alimentație echilibrată are ca și rezultat o piele sănătoasă. Nu există... Ce înseamnă pielea sănătoasă? O piele capabilă să se apere de injurii, inclusiv de soare, este o piele sănătoasă. O piele sănătoasă este o piele care nu are leziuni cutanate evidente până la urmă. Și cum arată? Așa, asta foarte... Mulțumesc! O piele care nu are nicio bubă, cum spun, așa, așa, cum spun așa. Oamenii în limbaj, așa trebuie. În limbaj popular. De aspect plăcut? Un aspect plăcut, cu o textură plăcută, elastică. Mai umedă, mai uscată, mai unsuroasă, mai puțin unsuroasă. Aici lucrurile sunt determinate și genetic. Sunt desigur influențate poate și alimentar, dar contează foarte mult ce moștenim ca și tip de piele. Singur e acea clasificare a tipului de piele, pielea normală, pielea uscată și pielea grasă. Și mai există și un al patrulea subtip, așa numită piele sensibilă sau cuperozică. Dar aici depinde strict de ceea ce moștenim de la părinți bunici. Sigur că, apropo de alimentație, despre ceea ce se discuta, consumul mare de lapte, apropo, crește nivelul de sebum și crește riscul de acne. La fel se consideră că alimentele cu index glicemic mare și sunt convinsă că îmi dați dreptate, au același efect asupra pielii. Corect. Ce înseamnă consum mare, ca să știe lumea? Din punct de, la pacienții cu risc de acne, se consideră că și un pahar de lapte are impact negativ asupra sănătății pielii. Acne sunt copii, sau mă rog, puberi, adolescenții. Nu neapărat. Oricum ei sunt un grup, așa? Și ei sunt la vârsta la care încă ar consuma lapte. Dar, se consideră că derivații de lapte sunt acceptați, dar nu laptele ca atare, cel puțin la, din punct de vedere al acnei vulgare. Dar din păcate, tot mai mulți pacienți adulți suferă de acne și asta este o consecință desigur a schimbării stilului de viață. Are și este stresul. Este desigur, stresul are un impact major, alimentele acestea cu index glicemic mare, fast food-urile, dulciurile în exces, toate. Și toate. Pentru ochi, ca să nu uit, somonul este foarte bun, somonul, porumbul. Da? Da. Somonul, afinele, somonul. Morcovii, mă rog. De ce, dumneavoastră nu sunteți de acord cu somonul? Ba da, vreau să nu pierdem ideea cu acnea. Da. Foarte multă acne se întâlnește la tinerii care, în mod cu totul și cu totul necontrolat, urmează sfaturile unor trainer din săli și consumă fel de fel de prafuri care le modifică spectrul hormonal și de aici portul de steroizi. Te uiți la ei plin de coșuri. Așa e. Examinezi spatele, este ca o hartă plină de coșuri de spate. De acum, de la observație din practică, vine mesajul nostru. Avem și noi că și la ochi fac blefarite, adică inflamația ale marginilor libere. De la aceste orgelete, adică ulcior, nu de la soluții, în contextul acneei. Nu sunt soră, sunt factori, chipurile de, ei iau aceste prafuri pentru creșterea masei musculare. Masa musculară crește prin efort fizic, prin activitate fizică bine și permanent controlată, dar nici de cum prin prafurile acestea. Chiar dacă le crește... Și de ce nu este oprită comercializarea? Pentru că foarte multe lucruri care ar trebui să fie oprite nu sunt oprite. Noi nu avem cum să influențăm. Noi, datoria noastră este atât să semnalăm și mai departe fiecare să... Păi dacă să facă ce crede, dar atâta timp cât legiuitorii nu modifică aceste lucruri și când legiuitorii încă își pun problema că fumatul nu este periculos, atunci nu mai tot vorbim. De ce nu puneți presiune dumneavoastră, medicii specialiști, pe legiuitor? Poate că ce presiune mai mare pot să fac decât să spunem cu ajutorul unei medii serioase și profesioniste, exact cum sunteți voi TVR-ul? Mulțumim! Nu? Spunem la infinit, de fiecare dată. Vezi că am prins momentul ca să atac din nou pe acei legiuitori care sunt iresponsabili din punct de vedere al fumatului. Ce să mai tot vorbim atât? Prea mare... Data trecută din nou. Data trecută din nou. Și cu degenerescența maculară. Și cu degenerescența maculară. Prea mare interesele economice. De câte ori v-am spus aceasta, domn profesor? De ce nu punem presiune? Și nu vă pun eu pe dumneavoastră în situația aceasta, mă pun eu în situația aceasta și mi-o asum ca de fiecare dată că putem să-i spunem prietenul nostru și
fostul coleg de platou, domnul doctor Achimaș. Cred că din cauza acestor presiuni economice a trebuit să părăsească, printre altele, fotoliul de, da, el era de ministru. Nu? Da, abia aștept să organizăm la toamnă. Mi-a promis, domnul Achimaș mi-a promis, da, că vine în aceeași formulă alături de noi și ne mai povestește din culise, din... Nu, cred că e un om prea discret ca să se bage el. Tragem noi de limbă. Avem metode specifice. Patriciu Achimaș nu este un om de culise. Este un om de platou, de scenă, să vadă lumea și să știe foarte bine. Deci aceste interese economice dăunează grav sănătății. Da? Am pe scurt. Cred că da, sigur. Nu, nu, apropo de faptul că să punem presiune asupra legiuitorilor. Nu pot spune presiune. Ei pun presiune în cele din urmă. Nu? Da, probabil, dacă aș fi eu în locul dumneavoastră, aș spune la fel, dar... Nu avem efectiv pârghiile să facem acest lucru. Deci după ani de zile de frământări și unele chiar împreună le-am făcut. Nu, când s-a terminat emisiunea data trecută, mi-ai spus, dar ce ești așa reactiv? Sunt reactiv pentru faptul că, în afară de faptul că putem fi vocali într-o astfel de emisiune, altfel nimeni nu ne ascultă. Poți să scrii, poți să citești, degeaba. Da, să revenim la oile noastre. Sigur. Din această emisiune. Întotdeauna ei invocă faptul că trăim într-o realitate financiară și că acea realitate financiară trebuie să ne asumăm. Bun, în cadrul ei, nu cred că legea antifumată în localurile publice face parte din realitatea financiară. Poate dintr-o altă condiție financiară care se sugerează legiuitorilor. Condiții financiare dictate din alte părți. Da. Acum, dacă mă provocați, domn profesor, din alte părți. Da. Putem noi să tot povestim și nu mai plecați dumneavoastră în concediu, vă promit, dacă mă provocați. 0264420135, mai așteptăm câteva minute bune, telefoanele dumneavoastră. Bun. Am bifat foarte multe probleme, da? Și la nivel de oftalmologie și dermatologie, dar în mod sigur și la aceste capitole mai avem ce discuta. Eu aș zice să nu uităm totuși că astăzi, fiind ziua cea mai lungă, e o sărbătoare a luminii, în fond. Și trebuie să discutăm ceva măcar și despre efectele benefice ale luminii. Nu să ne protejăm, să plece telespectatorii cu ideea. Lumina naturală, bineînțeles. Telespectatorii să rămână cu ideea că soarele, că lumina este un dușman, că trebuie să ne protejăm chiar așa la modul exagerat. Lumina este, cel puțin la oftalmologie, un stimul extrem de important pentru dezvoltarea vederii. La un copil nou-născut, la care intervine orice împiedică pătrunderea luminii în ochi, acel ochi nu se mai dezvoltă, rămâne orb. Deci stimularea luminoasă a ochiului este extrem de importantă. Din același motiv, nu se recomandă pansarea prea îndelungată a ochiului unui copil. Pentru că pur și simplu plasând un pansament pe ochi... Și se mai întâmplă. Se întâmplă o zi, două. Nu este recomandabil să realizăm, să facem acest lucru, pentru că îl ambliopizăm, zicem noi, adică îi scădem... Chestiuni benefice și la nivel dermatologic, da. Dar o ascultăm... Domnule profesor? Vreau să mă provocați, Simona, cu sărbătoarea luminii. Da. Cât de mult depindeam de lumina, depindeau luminia de lumina soarelui. Acum două săptămâni, fiind în orașul Shakespeare, în Stratford, upon Avon, mi-am cumpărat fel de fel de cărți și ce descoperă acolo? Că piesele lui se jucau de la 2 până pe la ora 5. După masă. Și Hamlet, care durea mult mai mult decât atât, nu putea să se joace decât vara, primăvara, pentru că iarna lumina era mult mai scurtă. Se putea pe 20 iunie. De ce? Că nu aveau lumină. Corect. Vă dați seama câte lumânări ar fi trebuit să se aprindă ca să... Doamna Doina din Cluj, sărbătorile, vă protejați ochii, pielea? Alo? Da, poftiți. Bună seara. O întrebare pentru doamna doctor dermatolog. Spuneți, să ne protejăm pielea și ochii, înseamnă să purtăm pălărie și ochelari pe stradă? Desigur, așa ar trebui. Cel puțin în perioada verii, atunci când vă plimbați la ore de vârf,
așa ar fi indicat să purtați pălărie, să purtați ochelari de soare, iar dacă stați mai mult de jumătate de oră, să puneți o cremă de soare pe ceea ce vă iese din haine. Vă uitați la televizor acum? Crema, protecție solară, ce indice trebuie să aibă? Cel puțin, un SPF de cel puțin 30 și să aibă un spectru larg, adică să vă protejeze atât împotriva UVA-urilor, cât și împotriva UVB-urilor. SPF-ul acela se referă doar la ultravioletele tip B. Să fie precizat pe ambalaj că e o cremă cu spectru larg. Doamna Doina, sunteți în fața televizorului? Da. Mă vedeți? Vi-l arătăm pe domnul profesor Hâncu cam cum trebuie să arătați dacă da, ieșiți peste. Da, v-am observat. Vi-l prezint pe domnul profesor Hâncu. Și uitați-vă la mine atunci când suntem... Și tot? Când suntem la umbră, ne dăm jos pălăria, neapărat. Pentru că noi de fapt ne punem pălărie, purtăm pălărie sub razele soarelui ca să nu ni se încălzească capul. E bine, dacă noi purtăm pălăria și când suntem la umbră, ne încălzim din interior, nu din exterior. E adevărat. Și pericolul este tot atât de mare ca în situația în care am umbla cu capul descoperit sub soare. Da, se creează acolo soarelui. Un efect de seră sub pălărie. Poftim? Se creează un efect de seră sub pălărie. Da, absolut, efectul de seră. Foarte bine. Mai bine spus decât am zis eu. Cunoscătoare, doamnă. Și, deci, protecție cu cremă de protecție solară, minim 30%. Exact. Mai ales dacă circulați la orele în care cantitatea de ultraviolete care va atinge pielea este foarte mare, respectiv între 10-10 jumătate și 4 jumătate 5. Și când stăm la soare, că nu prea stăm la soare, dar totuși trebuie să ne expunem pentru vitamina D, înseamnă de la cât? La 8 la 10, de la 9 la 10, de la 8 acum, la 9? Sau discuția cum? Este în felul următor. Vitamina D este sintetizată sub acțiunea UVB-urilor, ultravioletele tip B, care au un maxim la ora amiezei. Deci, ideal ar fi să ne expunem undeva 10, între 10 și 11 pentru acele 10-15 minute, dar sunt suficiente 10-15 minute, după cum spuneam și mai înainte, să ne expunem doar fața, decolteul și antebrațele. Nu e necesar să facem plajă, spre exemplu. Deci, facem o diferență. Când facem plajă, facem de la 8 la 9. Sigur. Puteți să stați și până la ora 10 în zona noastră dacă mergeți la noi la mare. Deci vă interesează, doamna Doina, exact cum e cu plaja și cum e cu neplaja, deci, da? Ce vreau eu să subliniez este faptul că pentru a ne obține necesarul zilnic de vitamina D, nu trebuie să stăm la plajă. Nu este necesar. Adică activitatea noastră curentă, da? Expunerea noastră curentă, în care nu e obligatoriu să ne punem o cremă de soare când mergem de la servicii acasă sau mergem la cumpărături, este suficientă pentru a ne sintetiza necesarul de vitamina D. Sigur, atunci când sunt situații particulare, sunt situații patologice, când se suspicionează un deficit de vitamina D, atunci se poate doza acest nivel și se vede dacă este necesară sau nu o suplimentare. Sunt, de exemplu, situațiile pacienților care au avut cancer de piele, pacienți la care indicăm obligatoriu fotoprotecție tot timpul anului. Acolo, uneori, este necesară dozarea vitaminei D și suplimentarea cu medicamente. Dar sunt situații absolut particulare. Și numai specialistul le stabilește. Și asta se face doar sub supravegherea medicului, exact. Dar altfel, este suficientă expunerea de zi cu zi, cum spunea și doamna doctor și cum spuneam și eu mai devreme. Nu trebuie să transformăm soarele în inamicul public numărul 1. Nu, dar nu. Cu asta am și început emisiunea. Fără doar și poate. Protecția este necesară atunci când stăm mai mult. De obicei, în sezonul estival, atunci când mergem în concedii sau când la sfârșit de săptămână dorim să petrecem mai mult timp în aer liber sau pentru cei care practică un sport în aer liber, atunci este necesară această protecție. Florina, și doamna Doina să ne asculte în continuare. Vă rog, doamna Doina. Doamna doctor dermatolog, aș vrea să vă mai întreb unde aveți cabinetul, pentru că vreau să vin la dumneavoastră. După emisiune... Sunteți foarte drăguță, dar cred că nu este posibil în direct acest lucru. În direct lucru. Nu se poate, dar imediat după ce am ieșit din emisie, adică vedeți dumneavoastră genericul de final, da? Puteți să sunați din nou la același număr la care ați sunat și veți intra în direct cu doamna doctor. Da? Încă ceva. Noi am spus tot timpul, ai dat niște ore și perioade. Intervale orientative. Acestea sunt valabile și chiar singur ai spus acum pentru țara noastră. Fără doar și dacă poate. Coborâm și mergem în zona subtropicală a Europei, ca să mai vorbesc chiar și mai sud. Acolo este.
orele se mențin aceleași sau orele se scurte atunci? Interesant. Cu cât ne apropiem. Mai ținem pe doamna Doina? Da, dacă dorește să asculte, dacă nu vede emisiunea. Da. Cu cât ne apropiem de ecuator, cu atât indexul de ultraviolete crește. Deci acolo protecția este necesară. Crește semnificativ în Italia, Spania, Grecia, fără Turcia? Fără da și poate, crește. Cipru? Fără da și poate. Deci zonele atunci... în care românii merg des. Și în care românii merg să se expună, merg să stea la plajă, merg să viziteze. Foarte bine că ați ridicat și problema, atunci domn profesor. Este obligatoriu să folosim fotoprotecția. Sigur. Și vin românii în acele zone și ascultă la emisiunea noastră, o ascultă pe doamna doctor Raica. Ei rămân cu fixația 8, 9, 9, 11, mă rog, dau și eu niște ore, dar când ajung acolo, toate acestea se dau peste cap. Se dau peste cap și toți stau la plaje cu sau fără protecție. Când am în față imaginea expunerii la soare, am impresia câteodată că vorbim chiar degeaba. Deci, nu vorbim degeaba, să știți că în ultima vreme tot mai mulți pacienți sunt sensibilizați asupra acestui. Zeci, sute, mii de copii că expuși la soare, norele în care n-au nimic, n-au pe cap și spun, dar nu e nevoie să protejezi că stă în apă tot timpul, dar pielea capului... Ei, asta e încă o altă problemă, capului, bine că o ridicați. Nu este așa protejată de rog. Dacă stai în apă, e nu mult e mai adevărat, sănătos. Nu este adevărat. De aceea apar arsurile la nivelul umerii. Nu stă, dar nu e nevoie să protejezi. Stă, sigur, după masă. Mai o adiere, mai un vântulesc. Sigur, și stă în apă. Și în apă, dar pielea capului este expusă în permanență, fața, umerii. Bun, și cei care se duc în astfel de locații pentru acel bronz, acele domnișoare și doamne, cum să procedeze? Bronzul, după cum spuneam și în emisiunea anterioară, este o metodă de protecție a pielii. O piele foarte bronzată este o piele care a fost stresată actinic, a fost stresată de soare să se bronzeze. Da? Scopul vacanțelor noastre nu ar trebui să fie bronzul, în niciun caz. Unii se duc aproape doar pentru... Mai ales după anumită vârstă. Mai ales după anumită vârstă. Și după nuanța bronzului, îți dai seama de unde vine. În loc de pașaport, da? Sau în loc de viză. Da. Să nu cumva să încheiem emisiunea aceasta fără acest aspect al patologiei oculare, bolilor oculare, afectate de lumină. Abia acum a închis doamna, cred. Simona, ne spuneai de anumite afecțiuni oculare în urma expunerilor neadecvate la razele soarelui, la lumină în general. Da, boli cronice. Care apar în timp, care nu au efect imediat, nu e arsură, ci apar în timp. În cât timp și de care? Și care sunt specifice vârstei mai înaintate. Aici este cataracta. Sigur că nu toată lumea care se expune la soare face cataractă. Este citat între factorii de risc. Cataracta. Expune prelungite la soare la ori nepotrivite. Da, fără protecție. Pentru cataractă însă există soluție. Este intervenția chirurgicală de înlocuire a cristalinului cu un implant de cristalin dotat cu filtru pentru ultraviolete. Dotat cu filtru pentru ultraviolete. Implantele de cristaline existente la ora actuală au filtru UV. Un ultim telefon. Da. Permisia dumneavoastră, domnul, cred, meșter din Bistrița, da? Da. Da, poftiți. Bine ați venit în emisiunea noastră, vă ascultăm. Bună ziua, meșter, sunt cu doamna doctor dermatolog. Prezentă, da, în platou. Spuneți, vă rog. Eu am avut acnee de tânăr și am și acum la 70 de ani. Mulțumesc înainte. Dar de pe față mi s-a mutat în spatele capului. În zona cefei. Așa, da. Sigur. Și de pe nas nu dispare. De pe nas de multe ori, doamna doctor, vă rog să mă iertați, mi-e groază să ies și pe stradă de multe ori. Da. Am făcut atâta tratament. Am fost în clinică la dermatologie la Cluj, internat, dar mai de tânăr, mă rog. Tratament am făcut, dar nu dispare. Deci sigur, întrebarea e cum să dispară, da? Sigur, ceea ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră, în primul rând, este că de cele mai multe ori acnea este o boală cronică. Tratamentul se face un tratament mai agresiv, o perioadă limitată de timp, 3-4 luni de zile, după care este absolut obligatoriu să continuați un tratament de întreținere. Altfel, în mod evident, lesiunile de tip acneic vor reapărea. Care se face cum? Nu, scuzați-mă.
Acum, asta depinde. Întreținerea se face de obicei cu preparate locale, sub formă de creme, creme medicament, care se aplică în mod constant, poate nu zilnic, de 2-3 ori pe săptămână, asta depinde de la un pacient la altul. De aceea e foarte important să vă găsiți un medic care să puteți colabora foarte bine și cu care din când în când să vă vedeți, să vă poată face un plan și de continuare a tratamentului. Adică nu e suficient să faceți un tratament limitat, o perioadă scurtă de timp sau mai lungă, de ordinul lunilor, și apoi să nu mai faceți nimic. Acest lucru în cadrul acnei, în cazul acnei, nu funcționează. Sunt de cele mai importante mesaje. Deci tratamentul este, dacă boala e cronică, deci pe toată viața, tot așa este și tratamentul. Tot așa, da. Adică, trebuie să vă găsiți un medic cu care să puteți colabora, cu care să puteți comunica și care să vă realizeze o schemă pe termen lung. Și medic la care din când în când să puteți reveni pentru a vă ajusta schema în funcție de felul în care evoluați. De-aia m-am gândit că acum, ai când am fost tânăr, a fost altceva, nu, tinerețe, dar acum la 70 de ani... Există... O, e a doua tinerețe sau a treia. Există, după cum spuneam, și forme de acne ale adultului, forme care persistă toată viața, practic. Sunt mai rare, ce e drept, dar există astfel de situații. Într-adevăr că e mai rar. O, așa, periodic o am... nu știu, o dată de două ori pe lună, cam așa. Depinde foarte mult și de felul în care vă alimentați și depinde foarte mult și de statusul psihic al dumneavoastră. Bun. Și, da, domnul meșter. Bine, că mai lucrez și pe la țară, mai facem una alta, mai lucrăm. V-ați notat ce v-a spus doamna doctor? Da, mulțumesc. Sănătate multă. Multă plăcere. Sigur că se spunea înainte la o tânără, la un tânăr plin de coșuri, las că se căsătorește, se mărită, se însoară și o să-i treacă. Sigur, factorul hormonal are o anumită implicație. Dar nu la orice vârstă. Bine a sesizat dânsul. A doua tinerețe. Da. V-am citat pe doamna. Ne place să zicem. Stimate doamne, îmi permit să purced la un foarte scurt vox populi care se practică în presă, în televiziune, cu precădere. Unde vă petreceți vacanțele? La soare, intens, sau mai puțin? Și la soare, dar cu măsură, exact ceea ce spuneam. Trebuie să ne bucurăm de viață, trebuie să ne bucurăm de vacanță. Foarte scurt, iartă-mă că te întrerup. Soarele pe perioada verii, tot atât de periculos la munte decât la mare? Este greu de spus dacă e tot atât de periculos, dar este și la munte periculos, pentru că cu cât urcăm în altitudine, cu atât indexul de ultraviolete crește. Cantitatea de ultraviolete crește. Doamna conferențiar, cu ochelari de soare mult în vacanța aceasta care urmează? O să vă vedem? Acum, după emisiune, da. Ce pot să vă ruineze emisiunea? Nu pot să vă ruinez. Cu ce e să clar, ne ruinați, doamna doctor? Deci e clar că trebuie purtați ochelari de soare. Acum, de ce era ruinat o săracă? Păi nu, pentru că mie nu-mi place să port ochelari în general. Nu-mi place. De niciun fel? Nici la citit? Am nevoie de ochelari de citit și îi port acum de când chiar nu mai pot fără ei. Îi port, n-am ce face. Doamne, medic oftalmolog, și așa o să fac. Permite... Nu e vorba de a-ți permite sau nu e vorba de obișnuință. Și oricum, vacanța o să mă petrec la soare, clar. Clar. Deci, mie îmi place soarele. Dar cu protecția de rigoare. Da, sigur că da. Și la ochi și la piele. Soarele e frumos, e bun, ne ajută. Gândiți-vă că e divinizat, e permiteți, domnule profesor, deci, să... Ne dă stare de bine. Da. Să încheie emisiunea cu plărire. Domnule profesor, noi ne mai întâlnim cu o emisiune premieră înainte de vacanță. Da, te rog să o pui ca să vadă știu toată lumea. Știu sigur că veți pleca da, și, e bună poziție. Și în alte... Vă rog să-l... Deci așa, da? Așa, perfect. Da. Și dumneavoastră vă protejați când vă duceți la... Stați să-mi pun eu un pic. Vă protejați pielea când vă duceți, stați la soare, așa? Trebuie să recunosc că mă protejez doar când sunt la mare. Bun, dar cum vă protejați? Exact, cu regulile pe care le-a stabilit. Cu uleiuri și de tot, și cu pălărioara și cu ochelari de soare. Trebuie să fiu... pe ochelarii de vedere clapete din acelea. Am spus că mi-am comandat ochelari de soare cu dioptrii progresivi... Și da? Sunt absolut fantastici. Și ați primit deja? Da, am primit și sunt absolut fantastici. Sunteți mulțumit? Da. Bun. Păi atunci cam atât pentru astăzi la un stil de viață sănătos. Doamnelor, vă mulțumim foarte mult. Dacă îți dai jos pălăria, înseamnă că ne saluți. Da. Păi vreau la final să vă salut și pe dumneavoastră, doamnelor. Domnule profesor și pe dumneavoastră, dragi telespectatori. Cam atât pentru astăzi. Data viitoare, iarăși o temă interesantă alături de profesorul Nicolae Hâncu. Mai vorbim și de vacanțe și de tot ce facem în această vară. La revedere! Sănătate, sănătate și iarăși sănătate!